Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată că a venit și această zi de duminică, iată că ne pregătim așa ușor, ușor de Crăciun. Probabil că zilele acestea numai de horoscop nu o să vă ardă, de altfel v-aș și recomanda să fie ultimul lucru pe lista voastră. Oricât de mult mi-aș dori să vă uitați la emisiune, să citiți articolele de pe AstroSense, să fiți acolo agățați. Eu v-aș recomanda ca zilele următoare să vă ocupați, aveți alte priorități. Și dacă simțiți așa că vă uitați la prea mult horoscop, să vă puneți o întrebare de ce se întâmplă lucrul acesta. Știți că eu tot timpul am recomandat consumul responsabil de horoscop, că dacă e prea mult, nu face bine. Trăim într-o lume din aceasta doar de predicții, dar nu prea trăim cu adevărat. Bun, hai să vedem ce urmează săptămâna, ce urmează, că avem câteva... Ce urmează săptămâna, ce urmează, se vede că Mercur se apropie de retrogradare. Avem câteva evenimente importante. Unul care schimbă așa puțin lucrurile la un nivel mai serios, altul care o să ne tebăcească pielea acum la final de an, care nu o să ne lasă să trăim ușor, așa. Dar și altele care să zicem că ne fac viața mai spicy, mai picant, mai codimentat, așa înainte de Crăciun, astfel încât în ziua de Crăciun să picăm lați de oboseală și de epuizare și de surmenaj. Da? Nu doar fizic, ci și mental, ci și emoțional. Iată că te trec astrele astea prin tot felul de teste. Aș putea spune că nici nu mai e nevoie de spovedanie și de împărtășanie, că au grijă astrele zilele ce urmează să le treacă prin toate procesele. Așa că dacă te super că n-ai mai ajuns la biserică, stai liniștit, că te vei spovedi tu într-un fel sau altul sau vei recunoaște ceva ce ai făcut sau ceva ce n-ai făcut. Încep prin a vă spune că, iată, în noaptea dintre 20, de fapt între 20 decembrie și 21 decembrie, Jupiter se întoarce în Berbec. Iar ce mă aminte că a fost acolo între 11 mai și 28 octombrie. Dacă ai început ceva atunci, iată, Jupiter vine acum și îți readuce acel gând, acel proiect, acel obiectiv, ți-l readuce pe tapet, cum s-ar zice, să începi să lucrezi la el și să construiești ceva în jurul său. Ține cont că Jupiter stă în Berbec până pe data de 16 mai, timp suficient să o iei de la capăt. Aș putea spune că fiecare dintre noi putem folosi acest tranzit, chiar dacă este el mers direct, adică acum Jupiter se duce și nu se mai întoarce, da? El vine cu niște oportunități și ce e de menționat este că Jupiter vine cu încredere. E precum îți injectezi o doză de vitamine, da? Supervitamine. Îți bagi așa în venă, cum s-ar zice, o supradoză de vitamine, de minerale, de substanțele astea care îți trebuie și intri așa în priză. Da? Cu Jupiter în Berbec vrei să începi, vrei să faci, vrei să spargi o bulă, vrei să o iei de la capăt, prinzi putere, prinzi curaj, prinzi încredere, vitalitate, energie, vrei să te apuci de sport, vrei să te apuci de o cură de slăbit, vrei multe lucruri. Cu Jupiter în Berbec chiar vă recomand ca până pe 16 mai să vreți multe lucruri și să mergeți mai departe, să, așa, precum Berbecul, cum sunt și eu aici, că la un moment dat cineva mi-a zis în comentariu că mai ușor cu ego-ul de berbec. Adică dacă ești berbec, de ce să te porți precum un berbec? Stai mai cu minte, nu fii berbec. Adică dacă ești gemen, de ce să nu vorbești cum trebuie să vorbească gemenii? Taci în gură. Adică dacă ești leul, de ce să nu te manifesti să fii expresiv și să ai această chestie de narcisism? Că n-ai voie. Asta apropo de comentariul respectiv. Energia berbecului, ca orice altă energie a oricărei alte zodii, trebuie să se manifeste. Și Jupiter, știți, Jupiter este Zeus, este marele zeu, este zeul zeilor, da? Este cel care oferă. Vreți câmpuri? Vă dau câmpuri. Că pe urmă trebuie să învățați să le lucrați, să le îngrijiți, să aveți grijă de ele, că na, se schimbă clima. Cam așa e Jupiter. Vreți asta? Păi vă dau. Păi nu vă dau eu, vă dau de toate. După care, ce vrea Jupiter? Să înveți cu ce ai primit să faci ceva. Iar berbecul ce vrea? Vrea să inițieze, vrea să spargă gheața, vrea să, cum să vă spun, să fie pionier. Efectiv să deschidă el drumuri. Drumuri pe care alții n-au mers și nu doar că n-au mers, dar nu te-ai fi gândit niciodată că pe acolo poate fi un drum. El găsește undeva pe o potecă, zice, uite, sap aici, am pus un pic de trotuar, am făcut o cărare, o uliță și gata, ai un nou drum. Da? Deci furia, agresivitatea, graba asta a berbecilor, care este proverbială și de care toată lumea comentează și se supără. Oamenii cu energie de berbec, de asta s-au născut. De asta s-au născut, să debuteze, să spargă, să, știți, se zice de oamenii cu marcaj de berbec că nu gândesc.
Asta o spun cei care n-au berbec în hartă. Că dacă nu ai berbec în hartă, o persoană cu energie de berbec ți se va părea că se grăbește, că nu stă ca tine să proceseze anumite informații. Ori până pe 16 mai, cu siguranță unul din majoritatea, asta va face, se va grăbi după perspectiva altora, da? Grăbiți-vă undeva, aruncați-vă. Și cu Jupiter în berbec, ca să nu intrăm noi în războaie personale, că ce mi-e place lui Jupiter în berbec lupta și furia, arma cea mai de preț a lui Jupiter în berbec este furia. Pentru că v-am spus de deseori, berbecul se aruncă primul, nu că vrea el să fie primul, el nu vrea să stea în frică. Și este frică, fear of missing out, să nu pierzi ceva, să nu fii primul. Folosiți furia, folosiți frica. Astea sunt două emoții primare, da? Emoții pe care, nu știu, să supraviețuiești. Dacă Jupiter în berbec te învață ceva, te învață să lupți, te învață să supraviețuiești, să începi, să debutezi, să te arunci. Și cu toții avem nevoie de energia asta, acum la început de an, da? Și Jupiter va sta acolo până pe data de 16 mai, când va intra Taur. Și când va intra în Taur, o să ne ajute să construim ceea ce am început, să punem o bază, să punem un fundament, da? Să creăm acolo un schelet al unui proiect. Acum avem ideea să facem un proiect, iar cu Jupiter în Taur începem să facem schița, începem să cumpărăm cimentul, să cumpărăm lemnul, să cumpărăm ce avem, să căutăm constructorii, zidarii, toți oamenii ăștia care să ne ajute, instalatorii, da? Metaforic la asta gândiți-vă. Deci de pe data de 20 spre 21, Jupiter se întoarce în berbec. Rea ce s-a întâmplat între 11 mai și 28 octombrie. Atenție, rea și ce a fost bun și ce a fost mai puțin bun. Pentru că Jupiter amplifică și una și alta. Și mi se întâmplă foarte des persoane care sunt pasionate de astrologie și vor să învețe astrologie. Așa, în 2008, cum am apucat și eu de astrologie, aceeași părere am avut-o citind, că Jupiter este mare benefic. Și mă gândeam, mamă, dacă am Jupiter acolo în astrogram, acolo e plin de noroc, plin de bani, plin nu. Nu. Jupiter, da, este marele benefic, dar Jupiter îți dă, dar îți și ia, pentru că vrea să te ușureze. Și dacă el consideră că ai poate în jurul tău niște persoane bolnave care nu-ți fac viața frumoasă, din păcate Jupiter îi cam ușurează din viața ta. Dacă Jupiter consideră că ai prea mulți bani cu care n-ai ce face, îi mai ia. Da? Te bagă la niște cheltuieli să-ți dai seama că undeva m-am întins mai mult decât era plapuma. Da? Deci, aveți grijă cu Jupiter, luați ce s-a întâmplat și bun și rău între 11 mai și 28 octombrie și mergeți către concretizare cu Jupiter în Taur. Da? S-ar putea ca în perioada menționată mai devreme voi să vă fi implicat în prea multe proiecte, să vă fi obosit și să vă dați seama acum, da, încotro mă duc, hai să fac ceva și să fac bine. Și mai face ceva acest tranzit până pe 16 mai, energia berbecului este competitivă. Să nu uităm că anul acesta Marte a fost în berbec, da? Și a și făcut conjuncția cu Jupiter, țineți minte conjuncția cu Chiron de care v-am povestit. Și energia berbecului nu intră în competiție cu alții, de-aia vrând să fie primul, vrea să înceapă. Energia berbecului intră în competiție cu sine, vrea ca anul ăsta să fie așa, la anul să fie mai bun. Dacă e să vă recomand ceva cu Jupiter în berbec, în funcție de unde se află în astrogramă voastră, voi acolo trebuie să deveniți mai buni ca voi. O variantă mult mai bună precum o variantă mai veche. Adică nu e vorba de a câștiga în fața celorlalți, de a-i bate pe ceilalți, deși Ares îi cam plăcea să se bumbăcească cu toții, plăcea sângele. Dar e vorba să fiți voi acolo miez, să fiți acolo, cum să vă spun, moți, să vă bateți pentru voi, da? Nu să demonstrezi lui mama, nu să demonstrezi lui tata, nu să demonstrezi vecinilor, nu să demonstrezi lor din localitatea unde m-am născut, că uite ce am ajuns și am făcut, ci mie să-mi demonstrez. Dacă eu în 2022 am avut un domeniu unde, nu știu, conduita mea a fost mai precară, conduita mea nu a fost așa puternică, poate că în 2023 cu Jupiter în berbec, iată, acolo mă îmbunătățesc pe mine. Și Jupiter cum vrea îmbunătățire? Fiind în berbec, prin lucruri noi. Jupiter, să învățăm berbecul nou. Deci să intrăm în cursuri, să mergem la ateliere, să mergem la workshop-uri și cu Jupiter în berbec vorbim și de sport. Pentru că berbecul se mișcă, are energia aceasta fizică, partea aceasta de motricitate, da? De mobilitate. Deci trebuie să vă puneți în mișcare. Pentru că Jupiter va intra în Taur pe 16 mai, țin să vă spun că atunci o să se amplifice mâncarea.
păpăcica, frica de a muri de foame, între ghilimele, și să mâncați mai mult. Profitați de pe acum și apucați-vă de sport, da? Astfel încât să aveți deja o rutină fizică și să nu vă treziți pe urmă că au loc câte calorii, au loc câte calorii mâine și eu n-am consumat nimic. Deci energie, sport, curaj, inițiativă și da, un proiect prin care să o luați de la capăt. Bun, am simțit nevoia să vorbesc foarte mult de Jupiter în Berbec. Pe 21 decembrie trebuie să vă spun că începe iarna din punct de vedere astronomic și astrologic. Avem intrarea Soarelui în Capricorn, deci avem solstițiu de iarnă, da? Deci timp de, iată, o perioadă până la echinocțiu de primăvară. Începem să fim atenți la alte aspecte. Din păcate, acest solstițiu se petrece sub Marte retrograd în Gemeni și oarecum în apropierea lui Mercur retrograd în Capricorn. Deci, nu, deși Jupiter este în Berbec și își dorește lucruri noi, aceste planete ne arată că vom începe lucruri noi doar după ce le vom termina și pe acelea vechi, pe care le-am lăsat undeva într-o cutie, că am zis uităm de voi. Când planetele astea se duc în Capricorn și când acolo vom avea și Mercur retrograd, gândiți-vă că vă duceți undeva în mansardă și cotrobăiți pe acolo și găsiți un cufăr și găsiți o agendă, cum erau oracolele alea când eram mici, știi? Și spuneam noi acolo ce ne-ar plăcea să facem noi. În afară de ce film îți place, de cine îți place, chestii din astea pe care le făceam în școală, descoperim undeva în oracolul respectiv că ați zis că voi v-ați dori ca până la o anumită vârstă, nu știu, să deveniți nu știu ce. Și aveți un șoculeț cu Mercur retrograd în Capricorn. Ups, da, uite-mă, eu am zis că îmi doresc asta. De ce am făcut până acum pentru visul meu? Ce am făcut acum pentru planul ăsta? Pentru n-am făcut. Nu degeaba am găsit. Nu degeaba am găsit oracul, nu degeaba am găsit agenda în cufărul ăla, nu degeaba am găsit fotografiile astea care mi-aduc aminte de anumite lucruri, tocmai ca să îmi zică du-te pe drumul tău, nu te duce pe drumul altora, da? Pe 22 decembrie avem un trigon între Venus și Uranus, o zi bună de cheltuieli, o zi bună de a face cadouri, o zi bună de a ne purta altfel față de partener, dar avem și un, ce să vă spun aici, un careu Soare Jupiter care aduce puțină exagerare și puțină amplificare a ego-ului și probabil că aici când se fac pregătiri pentru sărbători, se dau cadourile de sărbători, se fac, cumpără bilete, ne mai certăm sau considerăm că nu, lasă că știu eu că mergem în Poiana Brașov, nu, lasă că mergem la Predeal acolo, nu, lasă că mergem acolo și apar discuții din astea, nu, ci, dar cine ești tu? Dar cine ești tu? Dar cine te crezi tu să-mi spui lucrurile astea? Și da, cum Soarele este în Capricorn și Jupiter în Berbec, e lupta aceasta între a fi mai vizibil și a fi mai retrași. Că poate, nu știu, măta a zis să mergem la ea de, scuzați-mi expresia, nu, degeaba e melodia, rămâi cu măta, măta a zis să mergem la ea de Crăciun. Și cealaltă persoană zice, păi merge și la măta, merge și la mama și merge și la măta. Și undeva apar discuții din astea, mă, nu merge la măta, mă, nu merge la mama și, mă înțelegeți, tensiuni din acestea interioare, că las că ți-arăt eu ție. Întotdeauna careul dintre Soare și Jupiter arată un exces de zel, o exagerare, extravaganță, tocmai ca să arătăm noi că mergem și colo și colo și colo, facem cadouri la toată lumea, îi sunăm pe toți și undeva, la un dat suntem și cu portofelul gol, la un moment dat suntem și epuizați și numai de sărbători nu ne arde. Bun. Pe data de 23 decembrie avem o lună nouă în Capricorn. Asta e un moment bun din punct de vedere profesional, dar cum mulți se vor gândi la sărbători, iată, o lună nouă în Capricorn poate să vorbească doar despre, aș putea spune, chiar dacă are careul cu Jupiter, mă gândesc așa la puțină smerenie. Energia Capricornului, arhetipul Capricornului vorbește despre oamenii aceia asceți, știți, care acele persoane care se rup de cele lumești și aleg să-și petreacă viața într-un loc retras, pot fi călugări, înțelepți, filozofi, cine știe, așa, și văd lucrurile într-un mod mult mai detașat, nu mai lasă emoțiile să pună stăpânire pe ei. Am putea folosi această lună nouă de pe data de 23, ba chiar e o zi mai bună de a ne face revoluții decât trecerea între ani, pentru că vedem lucrurile dintr-o perspectivă din aceasta destul de matură, destul de conștientă, destul de prezentă, obiectivă, nu neapărat o natură disociată, așa, ci la modul, cred că v-am spus mai des în ultimele mele emisiuni, în cele mai recente emisiuni, despre acceptarea radicală. Și iată, luna aceasta nouă, de pe data de 23, vorbește despre acceptarea radicală. Cum arăt, câți ani am, ce bani am, ce familie am, unde sunt eu, fără să mă
înfrumusețez, fără să-mi fac povești, fără să mă gândesc. Da, mă, știu că așa, dar nu încă, uite, până la urmă, știți cum e, ca în astrologie, când vorbim de un tranzit al lui Saturn, noi am fost învățați că normal este un tranzit negativ, neplăcut. Și noi încercăm aici să venim să vă spunem, da, dar aduce multă recunoaștere, multe daruri. Nu, domnule, până la aduce multă recunoaștere, multe daruri, Saturn taie și taie în carne vie. Saturn, efectiv, nu vorbesc degeaba de Saturn, pentru că luna nouă în Capricorn, Capricornul e guvernat de Saturn. Efectiv, pe o asemenea lună nouă, ăsta e adevărul. Brut, crud, cum îl vrei. Ăsta sunt eu dezbrăcat. Dezbrăcat și fizic și metaforic. Adică trebuie să ne vedem limitele. Energia Capricornului, Saturn, asta vrea să-ți arate că ai limite. Toți avem limite și că peste anumite limite câteodată nu putem trece, că ne îmbolnăvim, ne afectăm și nu ne facem bine. Și dacă aveți, mergeți la serviciu pe data de 23, fiți cât mai profesioniști aici. Pe 24 decembrie avem un să zicem așa, un sextil mai drăguț între Mercur și Neptun, care ne ajută să ne mai iertăm, să ne mai gândim frumos unul la altul, să fim mai generoși, să ne mai dăm în cap, la modul că gândiți-vă, Mercur e în Capricorn, e destul de asumat, destul de matur, Neptun în Pești, zice, hai, e un pic de empatie aici, un pic de, pot să înțeleg și prin ce trece celălalt și înțeleg de ce s-au întâmplat lucrurile respective și nu mai are rost să fac pe victima și să mă plâng de tot ce s-a întâmplat în viața mea, să mă plâng de ceilalți. Hai să înțeleg ce s-a întâmplat acolo, hai să accept că iarăși vorbim de energia Capricornului care e cu acceptare radicală și hai, pentru că Mercur ține și de comunicare, hai să nu fiu atât de acid. Că na, 24 decembrie, ajunul Crăciunului, nu stau acum să, când vin cu ăștia colindătorii la ușă să mă uit pe ce note cântă. Sunt niște copii, au ieșit și ei la colindat. Hai să le dăm niște bani, hai să le dăm niște covrigi, adică hai să trecem peste iuțeala asta, peste rigiditate, peste încăpățânare și peste, știți, energia Capricornului vorbește și despre duritate, da? E, cu Mercur în Capricorn, în sextil cu Neptun, suntem mai împăcitori, nu ne mai supărăm că salata Beov n-a ieșit așa cum ne-am fi dorit, nu ne mai supărăm că bradul voiam noi să arate ca într-o revistă și când ajungem acasă l-au împodobit alții, dar noi comentăm cum e acolo. Adică gândiți-vă că sunteți la un show din acesta de talente și trebuie să comentați la, nu știu, concurenții, candidații care vin să vă încânte în preselecții. E, cu un sextil Mercur Neptun, nu mai dați în cap la toți. Sunteți, da, domnule, nu o să te iau în echipa mea, dar nu o să-ți dau nici în cap. Ceva de genul. Da? Deci, iată, astrele ne pregătesc înainte de Crăciun, pentru că știți cum este. Noi sărbătorim Crăciunul mai degrabă prin prisma aceasta comercială, prin prisma poveștilor, prin prisma marketingului, dar în spate Crăciunul simbolizează nașterea lui Iisus, da? Adică un nou început. Iată și luna nouă de data de 23, am putea spune că este adevăratul Crăciun al anului 2023 și toate aspectele ce urmează le puteți gândi așa ca un glob. Împodobit săptămâna aceasta, împodobit Crăciunul cu atât de multe aspecte. Și na, unele globuri sunt mai strălucite, unele globuri sunt mai închise, unele globuri sunt mai șterse, dar toate fac viața noastră și bradul vieții noastre. Bun, hai să mergem la fiecare dintre noi. Cum am mai spus și în alte ocazii, cred că nu stai săptămâna asta să te uiți în fiecare zi la horoscop. Adică mi-ar plăcea să stai doar pe horoscoape și doar pe emisiunile mele, dar îți recomand să nu faci chestia asta. Nu neapărat că zic preoții că este păcat la horoscop, că și dacă vă zic preoții că e păcat, voi tot vă uitați, așa. Bun, ci mai degrabă ia cu, ca sugestie de prezentare ce spun eu aici. Așa, și mă apez de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta, te uiți la fiecare zodie și iarăși ca o recomandare, nu stați, domnule, doar pe horoscop zilele ce urmează, că aveți de împodobit brada, aveți de făcut cozonaci, aveți de făcut piftie. Atâtea și atâtea lucruri. Bun, începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Îți dai seama, revelionul pentru tine începe pe data, iată, de 20 spre 21 decembrie. Jupiter intră în semnul tău. Ce aș mai putea să spun? Vei fi, indiferent de ce se va întâmpla în viața ta în următoarele zile, indiferent că auzi o veste neplăcută la serviciu, că cineva din familie trece pe momente grele, că nu-ți mai ție siția, nu contează. Jupiter îți dă, cum să spun, dar mai pot eu. Lasă-mă că e bine, lasă că trec, îți dă încredere. Îți dă forță, îți dă speranță, îți dă, cum să spun, îți dă o supradoză de o să fie bine, indiferent de ce s-ar întâmpla. E adevărat că Jupiter te poate face să și exagerezi,
să te lauzi prea mult, să vorbești prea mult, să vrei să-i strângi pe toți în jurul tău, tu uitând că poate nu ai foarte multă energie, că Jupiter a fost în peș în casa a doua, spre Dumnezeu nu contează, cu Jupiter în semnul tău de acum încolo, trebuie să te bucuri, trebuie să te bucuri foarte, foarte mult. Și insist foarte mult pe acest lucru, pentru că o să urmeze un Mercur retrograd la finalul anului și nu o să-ți convine atât de mult. Și pentru faptul că avem acest careu între Soare și Jupiter din semnul tău, adică oamenii zic, fii și tu mai serios, fii și tu mai așezat, fii și tu mai la locul tău, nu vorbi atât de tare, nu te da în stambă. Cu Jupiter în semnul tău și cu Soarele în casa 10-a în careu și zici, dar cui îi pasă? Dar cine mă ascultă? Dar cât de mult contează lucrurile astea? Adică pe cine afectează? Deci undeva un exces de zel, debordez foarte mult săptămâna aceasta, dar s-ar putea să fie și, o să zic un cuvânt, nu trebuie să te superi, clovnul oricărei petreceri, bufonul oricărei petreceri, ești sufletul petrecerii, îi faci ba să râdă, ba să plângă, ba să râdă, ba să plângă, adică îi treci pe oameni și de la o stare la cealaltă, ești pus pe drumuri, ești pus pe discuții, ești pus pe scoți replici destul de, cum aș putea să spun, destul de înțelepte așa, dar și cu foarte mult sarcasm în spate, adică cinismul tău proverbial va reieși acum la suprafață într-un mod nemaipomenit, dar oricum săptămâna aceasta mie îmi place la tine, chiar și cu intrarea soarelui în casa 10-a, toate aspectele ce urmează chiar te vor bucura și să ții minte așa că totul va depinde de cât de multă încredere ai în tine, dacă nu ai încredere nu o să-ți placă nimic din jurul tău, dar dacă ai încredere totul va merge de minune. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Iată, Jupiter se duce în casa 12. A mai fost între 11 mai și 28 octombrie. Aș putea spune că zilele acestea de sărbătoare au o încărcătură aparte pentru tine, pentru că și Soarele intră în casa 9 și Venus face un trigon cu Uranus din semnul tău. Cum probabil și ultima săptămână anului îți recomandă să te duci mai mult spre zona spirituală, cred că și zilele următoare. Adică da, trebuie să cumpărăm, trebuie să facem cadouri, trebuie să mergem în vizită, trebuie să luăm benzină, să duc banii. Dar cred eu că ți-ar prii să te bazezi foarte mult și pe ce simți. Și dacă simți să plângi, plângi. Dacă simți să nu te mai împarți în toate direcțiile, fă-o. Jupiter ducându-se în casa 12, știi, casa 12 are capacitatea asta de a dizolva. De a dizolva tot ce este practic, tot ce este palpabil, concret și de a-ți arăta că nu o să ai niciodată nimic palpabil, concret, sănătos până când înăuntru nu este nimic sănătos. Da? Sunt zile bune să vă dați seama dacă mâncați prea mult, dacă beți prea mult, dacă fumați prea mult, dacă, nu știu, consumați alte substanțe prea mult. Jupiter ducându-se în casa 12, să știți că adicțiile pe care le aveți, așa, și pentru că Jupiter se duce în berbec, adicțiile astea nu le mai puteți ține sub frâu, nu le mai puteți controla și ele vor ieși. Și veți vedea și voi, cum să vă spun, în mod concret, efectele, repercusiunile, cicatricile. Dacă până acum ați zis dintr-o dată ziceți am băut cam mult stomac, nu mă mai ajută, ce mă doare capul după ce am consumat, ce n-am consumat. Adică Jupiter ducându-se în casa a doua, pentru că e clar că va atrage atenția că sănătatea este cea care contează cu adevărat. Și vedeți că este vorba și de sănătatea mentală și de sănătatea fizică. Adică indiferent de evenimentele săptămânii, indiferent că vă ceți la serviciu, că vă întoarceți, că faceți cozonaș, că nu faceți cozonaș, cumpărați cadouri, vă duceți în vizită, vizitele, călătorile sunt foarte bine aspectate, undeva aveți niște limite și le veți cunoaște. Nu o să aveți ce să faceți din acest punct de vedere. Să nu vă apuce așa la final de an frica asta de singurătate, frica de a nu aparține cuiva, frica de a nu fi plăcut de ceilalți. Adică fricile astea de fapt ascund alte lucruri în spate și eu m-aș gândi. Și nu insist atât de mult pentru că Jupiter va intra în semnul vostru pe 16 mai, dar până ajunge în semnul vostru, trece prin această casă a 12-a și vrea să vă arate praful de sub preș. Și Jupiter zice, mult praf! Hai să-l scoatem și voi măturați, băgați și zice Jupiter, mai mult și mai mult. Adică Jupiter aduce la suprafață și ce-i bun, dar și ce nu-i bun, ale ascunse de propria persoană. Dar altfel sunteți pe drumuri, călătoriți foarte mult,
Și chiar dacă nu sunt oamenii cei mai apropiați lângă voi, nu vă supărați, bucurați-vă de prezența lor online. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Jupiter se întoarce în berbec și vă ajută să rezolvați ce a început între 11 mai și 28 octombrie. Dacă unele evenimente au părut, ați făcut chestii pe care nu v-ați fi gândit că o să le faceți altă dată, pe parcurs v-ați dat seama că de fapt au fost și lucruri mai neplăcute. Le-ați acceptat, acum Jupiter vine și zice, hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Hai să punem la punct, hai să vindecăm, hai să acceptăm, hai să echilibrăm, hai să. Și Jupiter va sta acolo până pe 16 mai. Și nu uitați că Jupiter e guvernator și de casa a șaptea la voi, ceea ce, și de casa a zecea, bineînțeles. Ceea ce înseamnă că trebuie să vă bazați și pe ceilalți, nu doar pe propria persoană și nu trebuie să vă fie rușine. Trebuie să vă prezentați lumii așa cum sunteți. Bun, după care, soarele se va duce în casa 8-a, unde deja este Mercur, care va și retrograda în continuare, unde este și Venus. Toată luna e plină de cheltuieli pentru voi și veți cheltui zilele acestea, fără să vă dați seama, ziceți, mai vreau să fac un cadou cuiva, mai vreau să mă duc nu știu unde, mai călătorez la, mai mă duc la magazin, mai fac o comandă, multe, multe, multe cheltuieli. Dar chiar și așa, ce v-aș recomanda eu foarte mult vouă, cu Jupiter în casa 11-a și cu această, acest stelium, că va fi un stelium în casa 8-a cu atât de multe planete și având și luna nouă de pe data de 23, să faceți un plan financiar pentru 2023, este foarte important. Extraordinar de important și vă recomand cu tot sufletul să vă uitați în aplicația pe telefon, să vă uitați în contul de economist, să vă uitați și în datoriile pe care le aveți și dacă puteți în 2023 să le mai stingeți, perfect. Trecem la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Bun, bun. Săptămâna aceasta pentru voi este plină. Este plină, plină, plină. Exact acum când voi vă pregătiți de sărbători, că știm că vă plac sărbătorile. Sunteți printre cei care adoră cel mai mult sărbătorile, că sunteți cu familia, că sunteți cu cei dragi, vă dați peste cap să gătiți, să faceți curățenie, să aranjați casa exact ca să le faceți, să le faceți pe plac, așa? Sau poate dintr-o nevoie narcisică, rămâne de văzut. Așa, exact acum, ce credeți, Jupiter se duce în casa 10. Și indiferent de vârsta pe care o aveți, de stadiul în care vă aflați, vă invit să vă gândiți la ce s-a întâmplat între 11 mai și 28 octombrie, mai ales din punctul de vedere al profesiei, al statutului profesional, al rolului vostru în societate. Dacă poate sunteți la pensie și între 11 mai și 28 octombrie ați participat la un eveniment și oamenii v-au văzut și vă roagă să vă ocupați de organizarea altui eveniment, să zicem. Da? Jupiter se întoarce aici până pe 16 mai și vă ajută foarte mult. Că poate primiți vești că veți fi avansat, că poate primiți vești că veți participa la anumite evenimente. Adică Jupiter vine cu încredere. Dar vi se oferă, dar trebuie să apucați, știți? Efectiv să apucați și să vă aruncați și să știți, da, lumea, o să pot. Că acum vi se pare că nu pot eu funcția asta, nu mă văd în stare, nici nu contează. Jupiter zice, aruncă-te, aruncă-te, domnule. Și dacă ați avut așa un... V-a trecut pe la ureche între 11 mai și 28 octombrie că se face un nou departament, că ai putea să-ți depui CV-ul acolo, că se deschide o nouă companie, că se face, nu știu, o nouă specializare. Doar v-a trecut așa pe la ureche. Jupiter se întoarce acum și zice, dacă tu ți-a trecut pe la ureche, păi apucă. Apucă ce ți-a trecut pe la ureche și fii curajos, fii întreprinzător, fii activ. Da? Jupiter în berbec zice, hai! Profesional începe o perioadă minunată, aveți o lună nouă în casa 7-a minunată, aveți un Mercur acolo, un Venus acolo. O să vă placă sărbătorile astea. Un singur lucru vreau să vă atrag atenția. Totuși, să nu vă sacrificați prea mult. Și să, dacă la un moment dat se face o masă și toată lumea vrea să mănânce cozonac și nu vrea să mănânce, nu știu, ecleruri, că știu că acum sunt ambele forme acceptate, așa, sau nu mai știu cum s-a mai schimbat prin Dex pe acolo, voi să nu mâncați ce mănâncă ceilalți. Doar ca să mâncați așa, ca ei considerând că doar așa veți fi business. Ziceți, da, mâncați voi toți ecler. Dar eu o să mănânc cozonac. Și nu trebuie să o faceți la modul că eu vreau să fac diferit ca voi. Nu, pur și simplu, mâncați cozonac și mănâncă ce vor să mănânce. Adică nu încercați să le faceți pe plac și nu-i obligați nici pe ei să facă așa cum vă doriți voi. Da? Bun. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul Leu. Muncă. Foarte multă muncă. Pentru voi... Și bănuiala mea este că veți dori să fugiți de anumite, nu știu, poate nu vă convin lucrurile în familie, poate ați fost foarte singuratici în ultimul timp, poate anul acesta nu se încheie așa cum v-ați fi dorit, poate că
simțiți că ați pierdut ceva, simțiți că nu sunteți la înălțimea așteptărilor, acum depinde cine a avut așteptările respective și încercați să vă ocupați programul. Da, iată, luna nouă de pe data 23, veți fi ocupați, nu o să aveți timp nici să respirați. Soarele se mută, bineînțeles, acolo, Jupiter se duce în casa noua, iar drumuri. Știți cum ați putea să vă bucurați voi zilele ce urmează? Să vă planificați o călătorie sau poate chiar să și plecați într-o călătorie. Să faceți o vizită unei persoane pe care n-ați mai văzut-o de mult timp, poate să fie o călătorie în țară, poate să fie o călătorie peste hotare, adică unii veți munci, unii veți călători, unii vă veți planifica o mulțime de călătorii. Eu vă înțeleg de ce nu stați locului, dar vedeți că acolo când vă ocupați timpul, să vă ocupați timpul și pentru voi. Merg la masaj, merg la coafor, merg să cumpăr ceva, adică nu doar chestiunile astea, treburi gospodărești, chestii de rutină, să vă sclavagiți singur. Nu este săptămâna să vă sclavagiți. Lăsați că nu acum. Și nu e cazul să vă ocupați programul, să le demonstrați celorlalți, uite ce fac eu. Eu sunt superior ție. Că nu o să vă iasă nimic, vă garantez. Și cu cât vă creionați aceste așteptări mai mari, cu atât dezamăgirea va fi și mai mare. Deci călătoriți cât mai mult zilele acestea. Deci în la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară, ce să vă zic, este săptămâna minunată pentru voi. Și săptămâna asta și săptămâna cealaltă, în casa 5 aveți o lună nouă, avem Mercur, avem Venus, Pluto, deci avem un steliu în casa 5 care vorbește doar despre bucură-te, mai lasă munca. Că voi vreți să munciți și de sărbători și mai lăsați munca. Știți cum să viți, precum niște trântori. Zilele ce urmează, trântori. Voi trebuie să vă puneți pe frunte trântori de profesie. Da, vrei să te ajut să punem asta? Da, dar nu mă pune să spun și aia și aia. Da, vrei să facem asta? Fac, dar nu mă pune să fac și aia și aia. Adică, efectiv, cât mai puțin de muncă zilele următoare. Mai ales că nu e doar pentru muncă, e și pentru pregătirea sărbătorilor. Adică, știți cum e, menajați-vă, că dacă nu vă menajați voi, ceilalți nu vă vor menaja. Pentru că le-ați demonstrat altă dată că nu trebuie să fiți menajați, că voi puteți să le duceți pe toate. Jupiter se mută din casa 7-a în casa 8-a și vă arată. Pentru unii vă arată efectele, cum aș putea să spun, vă arată efectele relațiilor pe care le-ați avut anul acesta. Că pe urmă va intra Saturn în casa 7-a martie și acolo nu o să mai puteți să vă țineți de aventuri. Adică Jupiter vine și zice, n-ai căutat relații foarte serioase, ai ieșit cu tot felul de persoane dubioase și acum e singur, nu? Sau ai ieșit cu tot felul de persoane și acum ești cu cineva doar că ai vrut să fii cu cineva de sărbători. Sau te-ai intrat într-o relație, nu-ți convine, dar nici n-ai ce să faci. Știi? Adică vezi roadele. Casa a 8-a e casa a 2-a de la casa a 7-a și acolo vezi cu ce te-ai ales. Cu ce te-ai ales și în urma unei relații pe care o ai de mult timp și unei relații scurte, dar și unui comportament mai instabil din punct de vedere relațional pe întregul an. Da? Și acum îți dai seama, bă, ia de unde nu-i sau uite unde am exagerat. Cam asta o să facă Jupiter în casa 8-a, asta acolo până pe 16 mai, va intra și Saturn în casa 7-a. Deci relațiile sunt cele mai importante, că s-ar putea să vă dați seama, știți cum sunteți voi. Tu ai făcut, tu ai dres, că voi faceți în așa fel că să considere celelalți că voi ați făcut perfect. Nu, s-ar putea că acum să aveți un șoculeț și să vă dați seama că partenerul face niște gesturi pentru că voi n-ați vrut să îi le spuneți sau ceva, nu a fost o comunicare sinceră între voi. Dar cu Jupiter în casa 8-a vor fi resurse să faceți sărbătorile așa cum v-ați dori. Iar și pentru unii și pentru alții, relația cu copiii e foarte importantă și chiar vă rog să fiți foarte trântori și să vă distrați zilele acestea. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Mă uitam să vă spun de Mercur retrograda, vă spun săptămâna viitoare despre el. Își va începe retrogradarea pe 29, dar s-ar putea să resimțiți prin casă tot felul de necazuri zilele acestea. Mai strică una alta, mai... Dar... Luna nouă va fi în casa 4-a. Nu știu cum, dar evenimentele săptămânii ce urmează vă vor deschide ochii în ceea ce privește relația cu anumite rude. Relația cu mama, relația cu tata, relația cu bunicii, relația cu o cumnată, cu un cumnat, cu o nașă, cu un naș. Adică luna nouă de pe data de 23 e foarte brută, așa, e foarte... rece, foarte detașată, e foarte tăioasă, e foarte cu piatră.
efectiv vă veți lovi de niște pietre și o să aveți un joculeț de cele mai multe ori. Asta nu înseamnă că trebuie să vă depărtați, că trebuie să plecați, ci să stați acolo, că oamenii ăștia sunt. Și să nu mai încercați să vedeți oamenii așa cum vă considerați pe voi, echilibrați, armonioși, win-win, să fie bine, să ne înțelegem, diplomați, cu simț estetic. Nu. Nu. Oamenii nu sunt ca noi. Și oricât de mult am vrea noi să-i schimbăm, nu o să-i schimbăm nici, nu să-i schimbăm deloc, pentru că nici pe noi nu reușim să ne schimbăm. Da? Deci, s-ar putea să fie așa niște momente în care ziceți, Doamne, neamul ăsta m-am născut, Doamne, Doamne, ăștia sunt, știți cum este. Rudele nu le alegem, ni le dă Dumnezeu. Cam asta o să aflați și voi zilele acestea. Pentru unii dintre voi, Jupiter ducându-se în casa a șaptea, s-ar putea să începeți să aveți planuri serioase cu partenerul sau să vă găsiți pe cineva prin familie. Mergeți la un eveniment și a chemat pe cineva, zice, uite, să cunoașteți pe cineva. Dar altfel v-aș spune că zilele ce urmează, săptămâna aceasta, să petreceți mai mult acasă, indiferent de ce se întâmplă acasă. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Cu luna nouă în casa a treia, vă dați seama, pe drumuri de dimineață până seara. Discuții, telefoane, mail-uri, se strică mașina, pierdem avionul, pierdem trenul, întârzie trenul, că nu are tocmai la Mercur, dar se apropie. Negocieri, nu știu cum voi la final de an vă țineți de negocieri, poate la locul de muncă, că Jupiter se duce în casa a șasea și vi se dă mai multă muncă și ziceți, ok, eu mai multă muncă pot să duc, eu îmi testez limitele, că mă cunosc, dar ce-mi iese? Voi sunteți foarte vrenici, vă v-aș recomanda să fiți foarte vrenici, să nu fugiți de muncă deloc, doar că trebuie să aveți grijă să nu luați și sarcinile altora, ocupați-vă de ale voastre. Dacă sunteți rugați, poți să te ocupi, da, dar altfel nu, pentru că dacă vă ocupați și de sarcinile altora, nu o să mai puteți ocupa de ale voastre și unde e Marte retrograd în casa 8-a. Pierdeți timp, resurse, de tot felul, energie, bani, da, și n-are rost să pierdeți într-un mod, cum să vă spun. Adică dacă știți că o sora voastră trebuie să-și ia copiii de acolo și să-i ducă acolo și voi în momentul ăla aveți ceva important de făcut profesional sau pentru voi, nu lăsați pe ale voastre să duceți copiii, surorii de la grădiniță sau nu la grădiniță, undeva de la un eveniment la altul. Adică da, ziceți, măi, am ceva, nu pot la ora asta, la ora e la altă, dacă vrei să te ajungi la ora cealaltă, pot, dacă nu, nu pot acum, da? Sigur se va găsi o soluție. Asta unul la mână, doi la mână. De sărbători voi veți fi cei mai acizi, cei mai sarcastici, cei mai... Luna aia nouă în Capricorn, în casa a treia, spuneți adevărul gol-goluț. Adică dacă, cum să vă spun, o să vreți să fiți destul de tăioși. V-aș invita să nu o faceți, dar careul dintre Soare și Jupiter nu vă lasă. Nu vă lasă deloc. Dar trebuie să vă dați seama de ce simțiți nevoia să faceți lucrul acesta de sărbători. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul săgetător. Păi hai să cheltuim toți banii. Dacă nu i-am cheltuit anul acesta, până acum, hai să-i cheltuim acum pe toți. Să simțim, domnule, că sunt sărbători. De ce spun asta? Luna nouă în casa a doua. Venus, Pluto în casa a doua. Da? Jupiter se duce în casa a cincea. Și ce vrem cu aspectele astea? Uitați așa, știți cum sunt gifurile alea, meme-urile alea pe internet. Și colo, și colo, și colo, fără număr, fără număr. Așa veți fi voi. Și ziceți, nu că-mi promit săptămâna aceasta să nu cheltuiesc. Stați liniștit că nu trebuie să vă propuneți. Face viața în așa fel încât, uite ce sacou frumos, uite ce ruj, uite ce bine arată tortul ăla, de ce să fac eu cozonac, îl cumpăr de undeva, nu contează că e de 3 ori mai scump, băi, dar ce bine arată și cum sună ingredientele astea, cum sună compoziția, cum spun ăștia că este. Vine viața și vi le arată, vi le dau și cu Jupiter în casa a cincea, vrea copilul, domnule, vrea copilul un FIFA, vrea copilul, nu știu, o păpușă, vrea copilul un robot, vine Crăciunul, trebuie să prestăm, să-i oferim copilului tot ce e mai bun. Doar că, interesant, copilul nu vine și vă zice, mama, vreau robotul de ultima generație, mama, vreau și eu robotul. E frumos să-i cumpăr de cea mai nouă generație, dar s-ar putea să zici, dacă vrea copilul robotul, păi îi cumpăr cel mai bun robot. Nu contează că între robotul de pe, cu un grad mai jos, să zicem, știe să facă cam același lucru, doar că nu-i pictat roz, doar ăla peste robotul ăsta e pictat roz și face același lucru. Dar voi pentru asta dați cu câteva sute de lei în plus. Adică undeva nu-s copiii de vină. S-ar putea voi să exagerați. Da? Deci puțină grijă aici.
generozitatea este minunată. Dar când este făcută, cum să vă spun, uite că eu am bani și tu n-ai, mai bine nu mai faci, că îți faci foarte mult rău, grijă la mâncare. Casa a doua plină, lună nouă acolo, deși planetele astea sunt în Capricorn, totuși grijă, casa a doua are o componentă legată de alimentație, să nu mai de ficatul vostru, știm că energia secretorului se duce către ficat, da? Deci aveți puțin grijă ce beți, ce mâncați și cât cantitatea contează. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul vărsător, păi și săptămâna asta și săptămâna ce urmează, mai stați pe acasă. Luna nouă în casa 12, nu aveți energie pentru nimeni și pentru nimic. Ați vrea să stați doar acasă, să dormiți, să mâncați, să vă angajați un majordom. Da? Să aveți un majordom pe care să-l plătiți și să facă el. Dacă s-ar putea să vă închidă și ploapele, sau știți cum este, să aveți o telecomandă, să vină să vă apese și pe buton, să vă închidă ploapele, să vă ajute să mestecați. Doamne, ce bine ar fi! Ar fi minunat! Dar uite că nu toată lumea își permite un majordom și în vremurile în care trăim, trebuie să mestecăm noi, trebuie să ne apăsăm noi. E și o speranță, să spun așa, și puteți să duceți în casa a treia și o să aveți chef să mergeți în vizite, dar o să fiți destul de morocănoși. Morocănoși, dar vorbiți. Comentați-vă, știți cum este, mai înțepați, dar sunteți acolo prezenți. În prima parte a săptămânii vă recomand să fiți mai activi, dar în a doua parte a săptămânii vă recomand să trândăviți. Că nu, nici săptămâna asta, nici săptămâna cealaltă, nu sunt zile prielnice pentru a vă da în stambă. Și cu Mercur va retrograda în casa 12-a, nici nu vreau să mă gândesc. Deci la Pești sau cei cu ascendentul în Pești. Jupiter, guvernatorul vostru, schimbă semnul, se duce în casa a doua. Banii. Ama, eu cred că voi ați cheltui și între 11 mai și 28 octombrie. Vedeți voi, cred că multe cheltuieli de acolo au fost așa făcute să fie. Gândiți-vă de pe data de 20 decembrie încolo ce faceți cu ce ați cumpărat sau cu investițiile de atunci. Adică nu le lăsați să treacă, nu le lăsați să se ruginească, nu le lăsați să putrezească, nu le lăsați pur și simplu. Trebuie să vă gândiți foarte mult la partea profesională. Și vedeți voi, în martie Saturn va intra în semnul vostru. Jupiter acum zice, uite, ai. Saturn când va trece martie în semnul vostru zice, ai, dar e clar că trebuie să te maturizezi și e clar că nu trebuie să vă vrei toate mașinuțele și toate păpușelele din revistele sau din reclamele pe care le vezi la televizor. Adică trebuie să înveți să trăiești precum un om matur, să-ți faci calcule, să te ocupi de educația financiară și să n-arunci cu bani pe prostii. Că Jupiter în casa a doua, câteodată doar asta face, pe prostii le aruncă și cum vin reducerile, nu vreau să mă gândesc în ceea ce vă privește. Deci odată partea financiară vă rog să o priviți într-un alt fel. E frumos să fiți generoși, e frumos să o acordați, poate primiți un bonus, poate primiți o primă, dar nu-i precați pe toți, nu-i aruncați pe toți, nu, mai păstrați. Mai păstrați că aveți nevoie. Luna nouă de pe data de 23 se întâmplă în casa 11-a. Vă spun din tot sufletul, v-ar primi zilele următoare să petreceți timp și cu prietenii și cu alți oameni, nu doar cu familia, că o să vă plictisească neamurile rău de tot. Păi treceți și cu alți oameni cu care nu stați zi de zi, cu care nu vorbiți zi de zi. Și cu Mercur se apropie de retrogradare chiar în casa 11-a, n-ar strica să mai sunați, nu te mai auzi, ce mai faci, cum mai ești, sau să scrie, și voi veți fi sunați la rândul vostru și veți participa la evenimente, dar e bine să faceți asta și să vină și din partea voastră. O să vă bucure stând de vorbă cu oamenii respectivi și s-ar putea ca discuțiile alea să aibă legătură și cu planurile voastre de viitor, că poate vreți să vă cumpărați o casă la anul, să ne imaginăm, și din vorbă în vorbă cu cineva aflați că a găsit un arhitect extraordinar, fără să vă duceți acolo în mod direct, sigur o să-mi spună. Voi, ce să vorbiți cu persoana aceea pe care n-ați mai auzit-o de mult timp și persoana asta, vai, mi-am făcut o casă anul acesta, am lucrat cu niște arhitecți și ziceți, vreau și eu să-mi fac casă la anul, zi-mi și mie numărul de arhitectului și cum ți s-a părut și cât costă. Adică abordați-vă oamenii aceștia pe care nu i-ați mai auzit de mult, prieteni, amici, oamenii ăștia din anturaj, din comunitate, foști colegi. Și da, trebuie să aveți grijă puțin la cheltuieli, că dacă nu aveți puțină grijă, să vă țineți. Să vă priască zilele acestea, sper să vă colinde astrele într-un mod plăcut. Nu pot decât să vă doresc să stați aproape de familie și să nu-i judecați, să nu, odată cu această lună în Capricorn, să nu vă măsurați reușitele profesionale sau statutul profesional sau cine rolul vostru în societate, ci mai degrabă să
se vă uitați la ceilalți precum, nu știu, sunt oameni ca și voi și astfel încât să existe acea conexiune autentică, pură, pe care cu toții ne dorim de sărbători. Că atunci când mergem la masa de sărbători, vrem să fim iubiți, acceptați, luați în brațe, nu certați sau nu judecați sau nu vă scolodiți că uite, tu ăla a făcut, tu n-ai făcut. Vă doresc să aveți o săptămână liniștită, sfântă și plină de învățăminte. Un Crăciun fericit!